domnule avocat Antonio Iordan, discutăm de această dată din postura de dezvoltator, să zic așa, al unei soluții software pentru activitatea curentă a avocaților, a colegilor din întreaga țară. Este vorba despre brandul EasyLaw pe care dumneavoastră îl propuneți colegilor și prin care încercați să le ușurați activitatea și tot ceea ce înseamnă chestiunile legate de lucrurile curente cu care se confruntă un avocat. Dați-ne mai multe amănunte pentru care soluția propusă de dumneavoastră colegilor ar trebui aleasă pentru a însoți în activitatea curentă. Ideea unei astfel de soluții legislative a venit din preocupările mele constante de a fi la curent cu tot ce se întâmplă din punct de vedere al tehnologiei, al aplicațiilor software și ce poate face tehnologia modernă pentru ca munca noastră a avocaților să fie ușurată. Și n-am scăpat oportunitatea pe care viața mi-a oferit-o, și anume de a întâlni un partener de nădejde, un inginer de soft, foarte priceput în ceea ce face, și astfel că ideile mele și priceperea lui în ale aplicațiilor software au condus la ceea ce astăzi găsim în produsul EasyLaw. La bază, ce mi-am dorit și ce am, și aici mi-am pus amprenta asupra acestui produs, mi-am dorit ca avocații să înlăture acele procese repetitive, consumatoare de timp, în care trebuie să înregistrezi de 100 de ore anumite informații, în care trebuie să cauți anumite informații în formatul clasic, letric, printre tone de hârtii, biblioraftul și așa mai departe, în care să ai un acces rapid, facil și din orice loc te-ai afla la informațiile pe care de altfel au devenit esențiale în munca noastră de zi cu zi. Am constatat cu toți că timpurile se schimbă încet, încet, numai generația millennials folosește smartphone-ul în mod curent pentru toate activitățile. Am fost și noi împinși de la spate să o facem și generațiile mai în vârstă decât generația mea, și constat că viitorul se îndreaptă într-o direcție în care nu vom putea să trăim fără tehnologie. Există și sceptici, bineînțeles, sau oameni care doresc să rămână ancorați în trecut mai mult. Ancorați în trecut, da, conservatori, am vrut să spun, însă majoritatea au realizat deja că viitorul este aparține tehnologiei. În acest sens, această aplicație vine să te ajute ca avocat să-ți gestionezi într-un mod digital toată informația, vine să-ți o ordoneze și să te ajute să o găsești după diverse criterii, să-ți gestioneze o bază de date cu clienții, să-ți elimine procesele repetitive, așa cum spuneam, înregistrările duble, triple și așa mai departe, și cu ajutorul, pentru că nu suntem singuri în lumea asta a tehnologiei și, de exemplu, Ministerul Justiției a înțeles și el că trebuie să fie în pas cu tehnologia și a apărut acest portal ECRIS, aplicația poate să se conecteze la portalul ECRIS și poate să-ți sincronizeze automat în agenda și să înlocuiește agenda clasică în care erai nevoit să-ți faci tu singur intrările cu agenda electronică, digitală, accesibilă după un smartphone, după o tabletă, în care toate intrările se fac pe baze tehnologice printr-o sincronizare automată care te scutește de foarte multe bătăi de cap și, nu în ultimul rând, este și un instrument util pentru atragerea de noi clienți. Clienții pe care îi vom avea în curând și pe care avem și acum, dar care îi vom avea în viitor, vor dori să știe că avocatul lor este conectat la tehnologie, vor dori să știe că acesta comunică în mod constant și curent pe baze cu care el a crescut, cu care el este educat, și va avea pretenția ca și noi să fim, nu vom putea noi să educăm pe ei, clienții ne educă pe noi.
cât de mult contribuie experiența și expertiza dumneavoastră în profesia de avocat la îmbunătățirea programului? Este un aspect esențial pentru ca acest soft să corespundă cerințelor pe care un avocat, de care un avocat are nevoie? Da, fără să laud excesiv acest produs, pot să spun că el a fost creat din nevoia efectivă a unui avocat. Adică el nu a fost un produs standard pe care eu, ca avocat, am venit și am cerut IT-stului să adauge anumite specificații care vin din profesia de avocat. Nu. Produsul a fost creat de la zero pentru profesia de avocat. El respectă standardele statutului profesiei de avocat și al legii avocatorii, în sensul că toate procedurile de lucru sunt în conformitate și respectă în mod obligatoriu toate obligațiile pe care avocatul le are, de la înregistrarea contractului de asistență juridică, înregistrarea clienților și așa mai departe, lucruri pe care nu le poate, să spunem, elimina din procedura de înregistrare și de lucru cu acest program. Astfel încât, cred că amprenta mea ca avocat s-a văzut de la bun început și s-a creat un produs dedicat 100% avocatului. Care sunt aturile sau primele trei aturi ale acestui soft? Aș putea spune că atuul este strâns legat de competența deosebită a partenerului meu în privința securității. Astfel încât, din punct de vedere al securității accesului, a transferului de date și a folosirea acestei aplicații, securitatea este desăvârșită, partenerul meu fiind un specialist în sisteme de securitate a datelor. Lucru foarte important, de astfel, pentru avocați, pentru care principiul confidențialității este unul care îi guvernează în munca lor de zi cu zi. Un alt atu ar fi împrejurarea că acest produs a fost testat timp de 2 ani de zile înainte de a fi lansat pe piață și beneficiază de o stabilitate deosebită, în sensul că nu există probleme de erori sau alte aspecte care le-am mai întâlnit până și la case mai mari, da? Blue screen-uri sau mai știu eu ce. Nu, programul este stabil și nu are niciun fel de problemă. Aici iarăși îi mulțumesc partenerul meu, ingenului... Să-i spune și numele ca să fie identificat. Grigore Valentin, da? Iar o a treia, pentru că m-ați limitat la trei, numărul lor e foarte mare, dar a treia este că este foarte intuitiv. Este foarte simplu și intuitiv, în sensul că am văzut foarte multe softuri în care noi, avocații, când le deschidem, ne ia ceva timp să ne obișnuim cu ele, să învățăm procedurile, parcursul și așa mai departe. Și experimentul pe care l-am făcut a fost aceea că n-am creat și un manual de lucru și dovada faptului că este intuitiv este că nimeni nu-mi cere un astfel de manual. Este atât de simplu de folosit și pictogramele, modul de prezentare și mai departe, te conduce în mod natural la rezolvarea tuturor situațiilor cu care te confrunți, înregistrările și așa mai departe, le faci într-un mod natural, el fiind, să zicem așa, în curent cu tot ce găsești astăzi pe site-urile web, portaluri și așa mai departe, de la pictograme, modul de înregistrare și așa mai departe. Aș vrea acum să vă uitați în cameră și să adresați un mesaj direct viitorilor dumneavoastră clienți, viitorilor clienți EasyLaw. Partea comercială o las la îndemâna celor care se ocupă de treaba asta, însă eu folosesc acest produs de peste 3 ani cu încredere, o să-l folosesc și în continuare și vă invit să-l testați. Și apoi mă cert cu că am garanția că îl veți și folosi. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc succes!